M-am născut la Rusul Bârgăului, sunt bârgăuan. Aici am locuit până la 26 de ani. Aici am făcut școala, aici am crescut, aici am sunt părinții, rude, prieteni. Totdeauna vin aici cu plăcere și îmi place să spun că acasă pentru mine înseamnă Bârgău. Aici am muncit alături de părinții mei, fiind zonă necooperativizată și având o gospodărie destul de mare. Mergeam la coasă, mergeam la fân, mergeam la animale, mergeam la cules mere. Mă mândresc cu familia în care am crescut. Părinții mei m-au învățat foarte multe lucruri. M-au învățat să fiu un om cinstit, să nu-mi fie rușine să muncesc. Bunicul meu este veteran de război, are 97 de ani. Încă merge la biserică, fiind diacon acolo. La biserică de când eram tânăr, dragul Bunului, de când eram tânăr, mai, nu știu cum să spun, e la 14 ani încolo. Am fost în corul bisericii și apoi după aceea am stat la strană, am servit ca făt și acum servesc și ca făt și ca cântăreț. Conduc strană. Știi ce le spun eu multora despre dumneata când mă întâlnesc? E. Că mă laud cu dumneata, pentru că la 97 de ani să faci atâtea câte faci, nu oricine ajunge să facă. Și le spun la oameni și la prieteni, zic, uite, bunicul meu are 80 de ani de servici. M-am căsătorit la 26 de ani, avem doi băieți, elevi în clasele a 6-a și a 8-a la Colegiul Național Liviu Rebreanu. La fel ca și mine, soția mea e de la țară. Suntem cei mai mari copii din familiile noastre. Atât socrii cât și părinții mei au fost la foarte multe nunți. În momentul în care ne-am căsătorit, a fost nevoie să invităm la nuntă 640 de persoane. La noi este o vorbă, pâinea caldă împrumut se dă. Vă dați seama la câte nunți am fost și la câte mai trebuie să mergem. Am hotărât să fac o facultate de științe economice. Am absolvit-o la Cluj, specialitatea management. După care am făcut și un an de master, management performant. Eram mic, am mers la Buna de la Vale, la nucul ăla mare, da. Cu grădini, cu fierăstrău, cu săcure, cu bunic, cu dumneata, încă un vecin, să-l tăiem. Și a venit era norat afară, a venit furtuna aia mare, cu tunete, fulgere și ne-a alungat de el. N-am putut să tăiem nucul. Și anul următor, îți amintești câte nuci au făcut nucul ăla? De atunci a făcut într-una. De atunci în fiecare an. În fiecare an a făcut nuci. Am ales domeniul vânzărilor, un domeniu unde trebuie să fii pregătit să poți face față. Am reușit să fiu în funcție de conducere de 12 ani. În vânzări se lucrează pe obiective foarte reale, cu termene. Concurența este foarte mare, obiectivele sunt foarte mari. Dacă eu, împreună cu echipa, nu reușim să ne mobilizăm, nu aducem performanță. Stilul acesta de muncă mă ajută foarte mult și în politică. Am niște obiective pe care trebuie să le ating. La fel și în politică, sunt obiective care trebuie atinse.